orice angajat din România îl interesează ca drepturile salariale să fie acordate corect, proporțional cu munca depusă și în conformitate cu legislația în vigoare. Ei bine, după cum se știe, bugetarii, ca să-și obțină drepturile salariale conform legii, trebuie să meargă în instanță. Așa că a merge în instanță, ca și angajat la stat, a devenit un fenomen în justiție, cu hotărâri contradictorii, dar cert este că în marea majoritate a cazurilor numai prin instanță se poate rezolva această problemă. Întrucât multe procese câștigate au însemnat un impact bugetar important la bugetul statului, guvernul s-a gândit să adopte o ordonanță de urgență în care să nu mai existe soluții contradictorii, ci o practică unitară, ceea ce este în regulă, toți ne dorim acest lucru. Este foarte greu să explici cum colegul de birou, aceeași funcție, grad profesional, gradație de vechime, are un salariu și el are un alt salariu și instanța nu-i dă dreptate și îi respinge acțiunea. Deci, practica unitară este dorința tuturor. Numai că guvernul vrea acum să schimbă procedura de judecată a cazurilor care au ca obiect drepturile salariale și pensiile celor plătiți din buget de stat, în sensul că la orice acțiune care are astfel de obiect, judecătorul ar trebui să ceară lămurirea unei chestiuni de drept, să meargă la înaltă curte, toate dosarele aflate pe rol să fie suspendate și ce zice înaltă curte, aia va fi hotărârea definitivă. În principiu, n-ar trebui să fie o problemă asta. Dar ordonanța este motivată și pe impactul bugetar, iar o soluție favorabilă angajaților, impactul bugetar ar fi de nesusținut pentru stat, ca să mai vorbim că în cele mai multe dosare se cer banii și din urmă. Atunci nu rămâne decât să prezumăm că această ordonanță are ca efect blocarea tuturor proceselor, adică impactul bugetar să fie negativ, adică instanța să respingă, vorbesc în alta curte, solicitarea oamenilor și acea soluție în alte curs aplice tuturor. Fiind o problemă destul de importantă pentru milioane și ceva de angajați, ea trebuie tratată cu maxim de seriozitate. Am făcut niște propuneri și observații, le-am transmis Ministerul Justiției și am solicitat o ședință de dezbatere publică. Astăzi am fost la acea ședință de dezbatere publică. Ei bine, am fost singurul care am cerut această dezbatere publică. Și mă întrebam, oare ce cetățeni avem în condițiile în care în alte state, doar pentru o chestie de transparența sursei de finanțare a ONG-ului a ieșit o țară întreagă în stradă. Aici când vorbim de drepturile salariale care sunt acordate, toți buceam care știu, într-un mod inechitabil și ajungem să ne judecăm și să facem proteste, să primim ceea ce ni se cuvine, nu reacționează mai nimeni. Ziua a început prin ședința de dialog social unde, în mod firesc, au participat și reprezentanții confederațiilor. Unea zi era doar acest proiect de lege. Toți am susținut același lucru, ne-am completat. Toți am solicitat retragerea proiectului, renunțarea la acest proiect, cu diferite motive. Motivele fie erau susținute, fie erau completate. La dezbaterea publică mi s-a alăturat și președintele Asociației Magistraților, care și el a solicitat fix același lucru. Am început ședința prin a întreba dacă noi vorbim cu
niște oameni care n-au competență de a modifica sau de a retrage proiectul, ca să știm dacă facem o formalitate să vorbim ca să vorbim sau argumentele noastre ar putea să îi convingă să modifice sau să retragă acest proiect. Ei au susținut că ei tratează serios, că s-au întâlnit de fiecare dată, de parcă era vorba de procedură ca și formalitate. Mi-am înțeles dacă erau cei care au inițiat și care puteau să și retragă dacă noi aveam argumente solide. Bineînțeles că nu puteau să facă, pentru că proiectul de ordonanță este deja pe ordinea de zi a guvernului, deci devenea o formalitate. Chiar și în aceste condiții a fost bine că am fost acolo. Pe de o parte să arătăm că nu sunt chiar de capul lor și ne pasă ce discută și să le prezentăm argumentele. De altă parte am văzut că a fost o opinie generală din partea tuturor celorlalți participanți de respingerea proiectului. Ne-am completat și am adăugat față de motivele pe care le-am avut inițial pentru a solicita retragerea acestuia, motive pe care le putem folosi ulterior în acțiunile pe care le vom formula. Ce probleme s-au ridicat? Pe de o parte, oamenii au ridicat peste puțin, că noi avem și angajați care sunt la privat. Voi, prin ordonanță de urgență, ajunge să modificați o procedură doar pentru o categorie profesională, adică doar pentru cei salarizați din buget de stat. De ce? Chestia asta nu e valabilă pentru toți. Pe de altă parte, spuneți că, în primul rând, de ce vreți să faceți asta? Ordonanța înseamnă rezolvarea unei probleme. Care este problema? Păi problema este, vă zic eu, problema este că legile nu au fost aplicate, vorbesc de legea 71 din 2015, vorbesc de OG 20 din 2016, vorbesc de mai multe decizii ale unei curți. Practic, angajatorii, cei mai mulți, nu au pus în executare aceste acte normative și decizii ale unei curți și soluția cea mai la îndemână și care a rezolvat a fost cea a procesului, a hotărârilor pronunțate în dosare individuale sau colective. Ei bine, au susținut că, domnule, dacă avem reglementări distincte pentru bugetare, atunci se poate deroga și de la regula generală și pentru aspecte de procedură. N-a fost convingător, dar ai fi același lucru susținând inclusiv cei de la magistrat. Apoi, de ce aceste obiecte? Adică salarizarea bugetarului și pensiile. De ce nu aplicați la tot ce înseamnă procese în instanță? Dom'le, că astea au fost cu impact bugetar mare și am constat o practică neunitară sunt desemnată. Nu, practică neunitară găsim în foarte multe tipuri de acțiuni. Aici e vorba de afectarea bugetului de stat. Bun, păi, am zis, dar de ce prin ordonanță de urgență? Mai ales că pe acest subiect avem deja și legislație și decizii pronunțate la înalta curte. Dom'le, am dat așa și pentru acțiuni viitoare. Și acțiunile viitoare necesită ordonanță de urgență, o chestie atât de importantă, ca să nu mai vorbesc că la impactul pe care îl are, se pune problema dacă nu cumva schimbăm sistemul de drept din România. Pentru cine nu știe, sistemul de drept anglosaxon, englezi și americani, înseamnă că se bază foarte mult pe practică, pe precedent. S-a câștigat undeva pe o speță, așa se aplică și în alte spețe similare. În România nu e valabil acest sistem. Practica e orientativă, instanțele sunt obligate să țină cont. Dar, în momentul ăsta, când toți judecătorii însărcinați să judece procese cu astfel de obiect, trebuie să suspende aceste dosare și să decidă în alta curte, deja vorbim de o modificare substanțială a sistemului de drept din România. Ceea ce nu m-a lămurit și am insistat atât la ședința de dialog social cât și la cea de dezbatere publică este cu privire la modul de
judecată a magistratului, împuternicit cu următoarea speță. La mine în birou, fix cu aceeași funcție, grad profesional, grad de vechime, un coleg are un salariu mai mare recunoscut prin hotărâre judecătorească. Hotărârea lui e definitivă, el are deja salariu mai mare. Eu acum am făcut acțiunea. Potrivit acestei ordonanțe, dosarul meu se suspendă. Merge la înalta curte. Înalta curte poate să pronunțe una din două soluții. Să-mi respingă sau să admită. Dacă e în favoarea statului, îmi respinge mie. Da? Bun, și atunci judecătorul ce va alege? Să aplice decizia în alte curți care e obligatorie pentru toți sau să respecte legea, care legea însemnând mai exact Constituția României, principiile de drept prevăzute în legea salarizării și celelalte acte normative care au stat la baza recunoașterii dreptului respectiv. Ce va face? Pentru că dar le-a dat răspunsul, că trebuie să respecte hotărârea judecătorească. Cu alte cuvinte, prin hotărârea pe care o va pronunța judecătorul în cauza mea, va legaliza inechitatea constatată, existentă și constatată. Adică, colegul meu va rămâne cu un salariu, eu voi rămâne cu un salariu mai mic, deși asta e contrar Constituției, contrar legii salarizării și tuturor principiile de drept, inclusiv a legii în baza căreia ne sunt reglate dreptul salarial. Cu siguranță acest lucru nu va rămâne așa, pentru că nemulțumirea este generală la nivelul instanțelor și sunt motive temenice și de neconstituționalitate, dar mai ales, cum s-au dat și exemple, vor fi foarte multe procese la CEDU. Din punctul nostru de vedere, este un mare regres. E, cum am mai și spus, afectat statul de drept. Este o decizie 100% politică și nu pentru a rezolva problema, ci pentru a reduce impactul la bugetul de stat. De fapt, având în vedere faptul că anul trecut același politic aflat la guvernare a modificat legea contenciosului scoțând ca răspunzător pentru neaplicarea hotărârii, depunerea în executare a hotărârii judecătorești pe reprezentantul, pe conducătorul instituției și doar instituția să răspundă, nu persoana care a săvârșit ilegalitatea, mulțindu-se foarte tare numărul de dosare în instanță pentru drepturile salariale, putem și suntem convinși, putem anticipa că soluțiile vor fi în defavoarea angajaților. Se pune problema doar cine va apăsa primul pe buton, ce judecător. Primul care va seziza în alta curte, astfel încât toate celelalte procese care sunt pe rol să fie suspendate. Pentru cine nu e obișnuit cu instanțele, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta nu face decât să îngreuneze și mai mult lupta sindicală, lupta personală în justiție și poate acum și cu justiția pentru a beneficia de ceea ce se cuvine. Pe de o parte, legiuitorul dă un act normativ, pe de altă parte face tot ce îi stă în putință ca acel act normativ să nu se aplice. În schimb, sunt și excepții. Excepțiile sunt date de către conducătorii, miniștrii puternici și cu susținere în guvern și cei care apreciază ca fiind cea mai importantă instituție resursă umană. Aceștia au reușit să-și dea ordonanțe de urgență doar pentru ministerul propriu. Avem câteva exemple în acest sens. Aceasta ne făcând decât să arate că inechitatea este tolerată, încurajată și ea va fi și garantată prin această ordonanță. Rămâneți în contact să vedeți ce vom face.